Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ai fost cu noi în această după-amiază și că am ajuns din nou în locașul tău cel sfânt. Te rog să binecuvântezi predicatorul și să primim cuvântul ca de la tine. Îți mulțumim pentru acest sabat minunat. Te rugăm să fii cu noi mai departe. Îți mulțumim că ne iubești și ai grijă de noi. În numele Iisus m-am rugat. Amin. În prezent, creștinismul este cea mai mare religie de pe glob. Între 1 miliard 300 de milioane și 1 miliard 500 de milioane, undeva pe aici. Cum s-a ajuns însă în această situație, dintr-un anumit punct de vedere fericită, este o poveste foarte lungă care nu poate fi spusă nici măcar într-o oră și nici într-o zi, nu ne-ar ajunge mai multe săptămâni, eventual, să o spunem. Nu mai am propus de aceea să spun povestea creștinismului în această după-amiază, ci doar să răspund la această întrebare pe care o puteți sau nu o puteți citi pe ecran, și anume, care a fost și este forța cuceritoare a credinței creștine? Pentru că la început nu a fost așa. A fost o vreme când credința a contat doar pentru unii, în timp ce pentru alții nu. Dar pentru cei pentru care eventual nu a contat, avea să conteze ulterior, când creștinismul, într-o singură generație, o viață de om doar, a schimbat efectiv fața lumii de atunci. Poate trăim cu impresia că răspândirea Evangheliei s-a datorat în cea mai mare parte predicării pe care au realizat-o misionarii, apostolii mai întâi și apoi misionarii, cei care au mers din cetate în cetate, din regiune în regiune și au dus Evanghelia cât de departe au putut, până acolo încât la un moment dat Apostolul Pavel a remarcat, deși acum zâmbim așa cu înțelegere, pentru că lumea cunoscută de el era foarte mică, a remarcat faptul că Evanghelia a ajuns până la capătul lumii. Lumea cunoscută de Apostolul Pavel, repet, era lumea din jurul bazinului Mării Mediterane, era civilizația de atunci, fără să bănuiască probabil că mai departe, dincolo de lumea cunoscută de el, erau și alte populații, erau și alte continente, alte regiuni unde trebuia să ajungă Evanghelia. Însă ea a ajuns și, repet, ce am spus la început, actualmente, în secolul 21, deși s-ar putea ca unii sociologi și istorici să vorbească despre un declin al creștinismului, s-ar putea ca, în realitate, lucrurile să stea altfel. Dar să ne ocupăm de subiectul pe care l-am promis deja. Cum vă explicați faptul că în secolul al IV-lea, un împărat, bine cunoscut de altfel pentru întreaga creștinătate, Constantin cel Mare, a declarat creștinătatea, nu, creștinismul, credința creștină, a declarat o religie recunoscută și ulterior oficială a Imperiului Roman. Asta în condițiile în care 300 de ani creștinii fuseseră batjocoriți, disprețuiți, persecutați, considerați paria societății, considerați o categorie socială de care eventual se putea debarasa societatea foarte ușor. Uneori, în anumite scrieri antice, de exemplu în scrierile lui un satirist, nu Lactanțiu, am un lapsus acum, nu contează, le spunea creștinilor,
aceste biete ființe, ca și cum se refera la niște animale cuvântătoare de data aceasta, care nu știau pe ce lume trăiesc atunci. Dar Suetonius, un istoric, și Lucian de Samosata, un altul, foarte acizi în remarcile lor, au spus că aceste ființe sunt înșelate, se închină la un Dumnezeu pe care el consideră că s-a întrupat ca om și că ar fi murit, deși pentru mintea omului din Antichitatea târzie, ca un Dumnezeu să facă asta și culmea să și moară, era un lucru imposibil, era un nonsens. Tocmai din acest motiv, creștinii au fost disprețuiți, au fost batjocoriți și, repet, timp de 300 de ani, au fost denunțați când erau aflați că sunt creștini, când se afla vreun loc sau când se aflau locurile pe unde se închinau ei, v-am spus dimineață, în păduri, în peșteri, în cimitire sau catacombe, da, cimitire subterane, și asta noaptea, pentru că era o ilegalitate. Cum explicați așadar că peste noapte, pare așa brusc, dintr-o dată, Constantin cel Mare vine cu un decret, un edict, cum se numea atunci, și ridică această credință la rang oficial și o adoptă ca religie oficială a Imperiului. Credeți că asta a fost așa peste noapte? Sau a fost doar flerul lui de politician care a văzut în creștinism un mare potențial pentru a fi exploatat și pentru a perpetua în felul acesta viața Imperiului Roman care începuse să scârție? Din toate oasele, dar de fapt corect este din toate osile, da? Ei bine, n-a fost așa. Constantin cel Mare, într-un anumit sens, a fost determinat să facă asta. Pentru că la vremea aceea, în secolul al IV-lea, în prima parte a secolului al IV-lea, creștinii erau deja dominanți în Imperiul Roman din aproape toate punctele de vedere. Și vreau să vă dovedesc. Se întâmplase însă prin anul 170, între 170-180, ca un învățat, îl aveți pe ecran, Melito din Sardes, episcopul Sardesului, sau prezbiterul, pentru că acum în urechea omului modern, termenul de episcop pare cumva încărcat de o anumită importanță și are importanță, dar sună atât de pompos încât mi se pare că ne referim la o față eclesiastică foarte înaltă. Nu, pe atunci episcop însemna un fel de prezbiter local responsabil peste mai multe biserici. Un fel de, hai să zicem, prezbiter de district. Da? Asta era. Pentru că episcop înseamnă supraveghetor, iar supraveghetorul era prezbiterul local. Ei bine, Melito din Sardes a scris o scrisoare către un împărat roman, Marcus Aurelius, un împărat filozof, care a lăsat și destule scrieri interesante, în limba greacă, el era un admirator al artei și al poeziei grecești, a filozofiei grecești, i-a scris un tratat, o scrisoare, să zicem așa, prin care îi cerea să înceteze persecuția asupra creștinilor și să recunoască această credință creștină în mod oficial. Bineînțeles că Marcus Aurelius nu l-a ascultat, însă avea să se întâmple 150 de ani mai târziu când, repet ce am spus, Constantin cel Mare a fost cumva determinat să facă acest lucru. N-a fost doar flerul lui politic, n-a fost doar ochiul lui de politician care a văzut un potențial extraordinar în creștinism și a zis trebuie să folosesc acest potențial în avantaj propriu. Nu, a fost mai mult decât atât. La vremea respectivă, Imperiul Roman, mă refer la începutul secolului al II-lea acum, ajunsese la cea mai mare extindere teritorială și dezvoltare. Se pare că de atunci a început regresul Imperiului Roman. În partea de apus s-a terminat în 476, în partea răsăritană avea să mai dureze 1000 de ani, până când Imperiul Bizantin avea să cadă la 29 mai 1453, sub atacurile otomane conduse, oștilor otomane conduse de Mehmet al II-lea. Dar
Atunci, la începutul secolului al II-lea, era la apogeul dezvoltării sale. Așa că imaginați-vă un fel de... Cum ar fi Uniunea Europeană acum, da? La apogeul dezvoltării economice, politice, din toate punctele de vedere. A fost în vremea împăratului Traian, chiar la începutul secolului II, și un pic după aceea, cu urmașii lui. Vreo 5 împărați buni, așa i-a înregistrat istoria romană. În timpul acesta, puteți vedea pe ecran, populația Imperiului Roman, deci într-o perioadă de dezvoltare, de apogeu, de vârf, să zic așa, din toate punctele de vedere era în bunăstare. Punctele negre pe care le vedeți pe ecran sunt doar centrele urbane din Imperiul Roman. Da? Nu era vorba despre sate, comune, erau și din acestea, dar nu sunt reprezentate acolo. Autorii hărții, niște cercetători de la două universități prestigioase, mi-aduc aminte acum doar de una dintre ele, Stanford se cheamă, au cercetat documentele vremii și au ajuns la concluzia că număra între 70 de milioane și 100 de milioane de cetățeni doar Imperiul Roman. E bine, din Imperiul Roman, creștinii reprezentau doar 0,07%. Numeric 40.000 de suflete. În tot Imperiul Roman, așadar. Rețineți proporția? 99,93% erau de alte religii. Păgâni, le spunea atunci. 0,07 erau creștini. Iată, am și pus cifrele pe ecran. Însă, într-o singură generație, după două evenimente catastrofale, le-aș putea numi, și nu că îmi place mie să le numesc așa, istoricii le denumesc astfel, populația Imperiului Roman a scăzut, se pare, sub 40 de milioane, deci dramatic, și culmea, creștinii au devenit la un moment dat, după secolul al II-lea, un pic spre secolul al III-lea, al IV-lea, au devenit dominanți din punct de vedere religios, cultural și populațional. Și asta, rețineți, într-o singură generație, doar într-o singură viață de om. Vă întrebați cum a fost posibil? S-au întrebat și alții și iată ce răspunsuri au găsit, nu fac decât să fiu purtătorul de cuvânt al unor cercetări pe care le-au făcut oamenii preocupați de acest fenomen, că a fost un fenomen extraordinar, deloc de neglijat. Unul dintre ei, pe care le vedeți în imagine, Rodney Stark se cheamă, este un sociolog american care a publicat mai multe lucrări. Una dintre ele, a cărei copertă o vedeți în dreapta imaginii, se numește Triumful Creștinătății. Sau cum a cucerit credința creștină sau credința lui Iisus Hristos Imperiul Roman. El spune că totul s-a datorat unui singur factor, și anume mila. Observați că am spus mila, nu predicarea. Da? Mila pe care creștinii au arătat-o în timpul celor două pandemii. Am rostit iarăși cuvântul acesta de care m-am plictisit și eu și v-ați plictisit și dumneavoastră probabil. Da? Au fost două. Una între 165 și 180 după Domnul Hristos, s-a numit plaga Antonină, convențional au numit-o istorici așa, de la numele unor împărați romani dintr-o dinastie numită a Antoninilor, începând cu Antoninus Pius, apoi Marcus Aurelius, Lucius Verus, da? Atunci, rata mortalității a fost între 7 și 10% din populația generală. Vă dați seama? Deci dacă să spunem, luând cifra minimă, nu 100 de milioane, 70, între care zic sociologii că număra Imperiul Roman. Dacă am luat 70 de milioane, cât ar însemna 10%? Oho, mulți așadar. La un moment dat, în apogeul acestei pandemii,
mureau între 3,5 și 5 milioane de oameni. A doua a fost între anii 249-265 și s-a numit, sau istoricii au numit-o, plaga lui Ciprian. Tot așa, de la numele unui episcop creștin din Cartagina, Africa de Nord, care era și el un presbiter local, ca și alții din vecinătatea lui, care a trecut prin această pandemie. El însuși s-a îmbolnăvit de boala respectivă, o să spun imediat agentul patogen care a declanșat-o, s-a vindecat și n-a fost singurul și a lăsat scrieri despre simptomele bolii. Și el și diaconul bisericii din Cartagina, care a lucrat și ca secretar al său personal, pe nume Pontius din Cartagina, care a scris și despre alte realități din alte centre urbane ale Imperiului Roman, și de la Pontius ne-a rămas, de exemplu, informația că doar în Roma, capitala Imperiului Roman, într-o singură zi, la un moment dat, se ridicau 5.000 de cadavre. Într-o singură zi. Agentul patogen se pare că a fost virusul variolei. Vărsat, pojar, cum vreți să-i spuneți. Pozele pe care le-am pus sunt evident din vremea noastră, pentru că nu avem fotografii de atunci, doar niște tablouri sau gravuri ale unor artiști care au încercat, o să vă arăt imediat câteva dintre ele, care au încercat să ilustreze groaza care intrase în sufletele oamenilor în urma acestor plăgi, pentru că efectiv așa se numeau, plăgi. Și se numeau astfel pentru că oamenii le atribuiau divinității sau divinităților. N-aveau nici pe departe instrumentele medicale pe care le avem noi astăzi, noi oamenii de astăzi, generațiile acestea, nici informații suficiente și de asemenea nu aveau mentalitatea să înțeleagă lucrurile mult mai larg decât le putem înțelege unii dintre noi în prezent. Pentru că, și spun unii dintre noi pentru că am observat că sunt încă persoane în societatea noastră, mă refer acum la cea românească, care încă au alte impresii despre aceste evenimente, cum ar fi chiar și această criză sanitară pe care o numim COVID-19. Oamenii își imaginau că divinitatea a trimis un înger nimicitor să treacă din casă în casă, din familie în familie și să lovească pe unii. Și interesant este că nu toți erau loviți, între ghilimele spun. Nu toți din aceeași familie se îmbolnăveau, ca și în prezent. Da? Nu toți au luat virusul SARS-CoV-2 în aceeași familie, în unele cazuri, în altele da. Alți artiști au încercat să ilustreze și mai plastic grămezile de morți și muribunzi care zăceau pe străzi, fără deosebire. De asemenea, întotdeauna când privești un asemenea tablou, care sunt prin muzeele europene sau americane, aproape invariabil vezi acolo un copil care încearcă să se hrănească la sânul unei mame moarte. Și nemai putând să facă lucrul acesta, este luat de un adult și îndepărtat de acolo. Acest tablou poate fi văzut la Madrid, într-un muzeu numit Prado. Este pictat de un pictor flamand, Peter Bruegel cel bătrân, și se numește Triumful morții. La o asemenea plagă face trimitere. Nu o să rămân asupra lui, pentru că nu mi-am propus să comentez opere de art, nici nu mă pricep la asta, dar cei care se pricep spun că merită analizat bucată cu bucată pentru a vedea spaima oamenilor și cum artistul a încercat să zugrăvească această spaimă în diverse ipostaze, în diverse colțuri ale tabloului. Sunt și altele, voi trece rapid peste ele, pentru că au fost într-adevăr lucruri care au avut un impact extraordinar asupra conștiinței oamenilor, conștiința individuală și cea colectivă, iar sociologul despre care v-am spus, Rodney Stark,
spune că în vremea aceea creștinii au câștigat simpatia oamenilor, simpatia societății, ei care erau până atunci oameni disprețuiți, oameni damnați, oameni blestemați în opinia societății, au fost oamenii care s-au dus lângă cei suferinți și muribunzi și i-au îngrijit. Ceea ce a produs, bineînțeles, un șoc la nivel personal al celor care primeau îngrijirea din partea creștinilor și un șoc la nivel social, pentru că nimeni nu se aștepta ca ei să facă așa ceva. Până acum, sau până atunci, la data respectivă, să spunem când a izbucnit prima plagă, plaga Antonină, și la a doua era la fel, și ulterior a fost, oamenii puneau pe seama creștinilor faptul că divinitățile, mă scuzați, faptul că divinitățile au trimis asemenea nenorociri asupra lor. Adică, pentru că noi cetățenii Imperiului Roman și voi conducătorii am permis împreună să existe asemenea oameni printre noi care nu merită să trăiască, așa se spunea, de aceea divinitățile, zeii, ne trimit asemenea nenorociri. Era și o zicală în limba latină, se zicea non licet esse vos, adică nu este permisă existența voastră. Nu vă este permis să trăiți, să existați. Voi n-ar trebui să existați, ziceau cei mai mulți despre creștini. Sau mai era o zicală pe care a remarcat-o unul dintre părinții bisericești. De exemplu, dacă se cutremură pământul sau dacă nu se cutremură, dacă se revarsă Nilul peste maluri sau dacă nu se revarsă, dacă ne se dă ploaie sau nu ni se dă ploaie, sau dacă plouă ori nu plouă, indiferent cum mai luau, creștinii sunt vinovați. Și atunci toată lumea spune creștinul la leu. Adică să fie aruncați în arenă, să fie sfârșiați de fiare. Cam așa era mentalitatea atunci. Nu era ușor să fii creștin, nici pe departe. Astăzi este chiar, pentru unii cel puțin, este o onoare, și pentru mine, și pentru noi toți, cred, este pentru alții la modă să fii creștin în anumite țări. Nu ești votat ca politician dacă nu spui care ți este credința, ce valori ai, dar pe atunci nu era atât de ușor, să știți. De aceea, atunci când creștinii s-au aplecat asupra celor bolnavi cu cele mai rudimentare lucruri, adică alimente, apă și rugăciune, oamenii respectivi au fost șocați. De ce? Veți vedea în câteva citate pe care vi le voi prezenta. Pentru că propriile lor familii, atunci când au văzut că au simptomele bolii, i-au aruncat pur și simplu în stradă. Nu conta că era tată, că era mamă, că era copil, că era părinte, soț, soție, n-a mai contat nimic. Oamenii s-au dezumanizat și când membrul familiei s-a îmbolnăvit și a prezentat primele simptome, l-au luat și l-au zvârlit din casă, efectiv, pe stradă. N-a mai ținut nimeni cont. Era atât de mare angoasa, spaima, încât oamenii nu mai țineau cont nici de grade de rudenie, de sânge, nu mai țineau cont de sentimentele specific omenești, de empatie, de dragoste, de grijă, de bunătate. Nu mai aveau așa ceva. De frica să nu se infecteze și ei, i-au aruncat în stradă pe cei dragi. Creștinii, în schimb, și ei s-au îmbolnăvit. Și ei au suferit. Și dintre ei au murit. Dar s-au observat și au remarcat asta în primul rând cei care nu erau creștini, pentru că altfel șocul acesta nu ne-ar fi parvenit, n-ar fi fost povești spuse tot de către creștini. Realitatea pe care a trebuit să o recunoască Constantin cel Mare a fost că ei, creștinii, deveniseră dominanți, cei mai puternici, cei mai influenți, și a trebuit să ia și să-i pună din grotele unde se închinau, să-i pună pe platforma
oficială a Imperiului, să spună, de acum încolo, religia creștină este religia oficială a Imperiului Roman. Și a lui, a lui Constantin cel Mare. Dar asta nu s-a întâmplat peste noapte. Mai exista o realitate. Și anume, încă din vremurile Noului Testament, deci din prima parte a secolului I, imediat după Domnul Iisus Hristos, se înființaseră niște rețele caritabile sau niște rețele de binefacere. Ce înseamnă asta? Adică, să vă dau un exemplu actualizând. Noi, membrii Bisericii Adventiste din Pitești, știm ce se întâmplă în bisericile învecinate. Ei știu ce se întâmplă în bisericile noastre și asta nu pentru că ne urmăresc pe internet, ci pur și simplu oamenii circulau cu diverse treburi, cu negustorie, cu treburile lor și își duceau vești, știri unii despre alții. Apoi erau situații în care, cum spuneam și dimineață, trebuiau să circule anumite documente dintr-o comunitate creștină într-alta și asta evident tot pe ascuns, tot în secret, pentru că nu era voie, cel puțin până în secolul al IV-lea. Și atunci când se afla că într-o zonă a lumii cunoscute de ei este foamete sau a venit, știu, vreun cataclism, vreun dezastru natural, celor care le mergea bine în altă parte a Imperiului, le venea ușor să sară în ajutorul celorlalți. Vezi, de exemplu, ce spune Apostolul Pavel în Epistole către Corinteni, despre dărnicia macedonenilor, despre faptul că cei din Ahaia sunt gata de acum un an. Cu ce? Cu strângerea de ajutoare. Și atunci, aceste rețele caritabile sau de binefacere funcționau atât de bine încât, la un moment dat, veți vedea într-un citat pe care vi-l voi prezenta, până și un împărat roman i-a invidiat pentru aceste rețele care făceau ca ei creștinii să vină în ajutorul celorlalți atunci când aveau nevoie. Sar și peste aceste imagini. Romanii și grecii, sau orice altă populație din Imperiul Roman, atunci când au izbunit aceste două pandemii, au fugit pur și simplu. Pentru că, la fel ca și în cazul acestei crize sanitare din secolul 21, s-a observat, oamenii au văzut cu ochiul liber, că boala era contagioasă, se lua foarte repede de la om la om. Și atunci, pentru că în orașe era densitatea populației destul de mare, cei care aveau posibilitatea și aveau proprietăți la țară, au fugit acolo și au venit înapoi abia după câțiva ani, după ce s-au potolit lucrurile și s-a reîntors viața la normal. Chiar și medicii, vă voi reda despre un medic renumit de atunci, pe nume Galen, care și el a lăsat niște documente scrise despre cum se manifesta boala, despre simptomele ei, despre numărul de morți, s-au înregistrat, să știți, și atunci date. Chiar și medicii, deci, au fugit pur și simplu în loc să stea și să îngrijească pe oameni. Creștinii însă nu au fugit. Creștinii au rămas, pentru că, așa cum ziceam dimineață, cei mai mulți dintre ei erau săraci, sau cel mult de condiție medie, mulți erau sclavi, iar alții oameni liberi, dar trăiau de pe o zi pe alta, încercau și ei să supraviețuiască cum puteau, și foarte puțini dintre ei erau bogați sau de neam ales sau filozofi, așa cum întâlneau în societatea păgână. Dar, neavând încotro să fugă, creștinii au avut o altă atitudine în fața morții. Așa cum în fața vieții erau diferiți de ceilalți, pentru că perspectiva lor despre viață era alta decât a concetățenilor lor păgâni, la fel s-a întâmplat și cu atitudinea lor față de moarte. Adică, în timp ce vecinii lor, să zicem, erau înspăimântați de perspectiva morții, văzând cum cei dragi sufereau și cum aveau acea spuzeală pe piele și febra de care sufereau și faptul că ochii erau înroșiți și, în sfârșit, sunt mai multe simptome pe care le descriu și Ciprian al Cartaginei și Pontius și medicul Galen și alții, atunci pur și simplu fugeau, îi aruncau în stradă pe cei dragi și încercau să scape cum puteau, fără succes însă.
Creștinii însă aveau o altă filozofie, o altă abordare. Ei ziceau așa, ei și dacă murim, care e pierderea? Avem o speranță. Avem un Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El ne va învia. Așa scrie la Evanghelie și citau din Evanghelii și ziceau, uite ce a promis Domnul, uite ce scrie în profeție, uite cum se va întâmpla, se încurajau unii pe alții. Și așa se duceau ei pe străzi, pe străzile cetăților, ale orașelor în care trăiau și luau ce aveau și ei. Și veți vedea imediat, îi îngrijeau nu doar pe ei lor, pe creștini adică, acasă la ei. Îi îngrijeau și pe cei de pe străzi, pe care auzeau gemând sau strigând după ajutor. Se duceau la ei, le ridicau capul și le dădeau să bea apă. Sau le duceau alimente. Cel mult le puneau o compresă cu apă rece pe frunte ca să le mai domolească frigurile, ziceau ei pe atunci. Da? Febră. Și mai ales o vorbă bună. Cât înseamnă să-l întrebi pe om de vorbă atunci când ai lui l-au aruncat pe stradă. Atunci când omul simte că nu mai are pe nimeni. Când cel pe care l-a iubit sau cea pe care a iubit-o sau poate părinții sau copiii care erau acasă l-au adus pur și simplu și l-au aruncat acolo și nu mai dădeau pe la el sau pe la ea. Și să vină creștinul acesta sau creștina aceasta pe care eu eventual l-am denunțat-o autorităților că se duce și se închină prin catacombe și să fie prinși, ăștia pe care eu i-am batjocorit spunând că la ei se stinge lumina, da, de atunci datează bazaconia aceasta, uitați-mi expresia, ăștia pe care eu am spus că sunt canibali, pentru că asistau uneori păgând la ceremoniile creștine, când luau Sfânta Cină și auzeau ceea ce citim și noi până astăzi la Sfânta Cină. Acesta este trupul meu, luați, mâncați. Sau acesta este sângele meu, beți toți din el. Și ca să descurajeze convertirile, spionii sau iscoadele acestea care erau printre creștini, se duceau și spuneau, să nu cumva să vă duceți acolo că sunt canibali, vă mănâncă. Am fost eu acolo când l-au mâncat pe unul. Am fost martor, ocular. Să nu vă duceți. Pentru că era atât de atractivă credința creștină, pentru că oamenii vedeau cum țin creștinii unii la alții, vedeau dragostea creștinilor că pot muri unii pentru alții și mai ales că pot fi în stare să moară pentru credința lor și pentru zeul lor pe care îl chemau sau îl numeau Iisus Hristos. Și nu doar că erau capabili să moară, o făceau senin, cu fruntea senină. Ceea ce l-a determinat, de exemplu, pe un filozof până la un moment al vieții păgân, ulterior convertit și devenit părinte al bisericii, l-am numit pe Tertulian, îl puteți căuta în istorie și pe internet, Tertulian a fost filozof și posibil că a asistat la una dintre, sau la mai multe, nu știu, situațiile în care a văzut creștini murind pentru situația lor. Poate chiar a fost într-o arenă, într-un circus, cum se chema atunci, văzându-i pe creștini cât de senin mor și nu vor să renunță la credința lor, el este autorul acelei ziceri, pe care sunt convins că ați auzit-o sau o știți, sângele creștinilor care curge în arenă face să răsară alți creștini în locul lor. El a spus, Tertulian. A fost filozof, păgân, ulterior s-a convertit și a devenit creștin și apologet, adică apărător al bisericii. Am încheiat paranteza aceasta. Vă rog să urmăriți aceste citate și să vedeți motivul pentru care vă prezint subiectul acesta. Să-l înțelegeți. Pe parcursul celor 15 ani ai epidemiei, este vorba despre prima dintre ele, plaga Antonină, da? Un sfert până la o treime din populație a murit probabil din cauza acesteia. La apogeul pandemiei, mortalitatea a fost atât de mare în multe orașe, încât împăratul Marcus Aurelius, care a murit ulterior de boală, a scris despre caravane de căruțe care cărau morții. Mă opresc puțin, că este o imagine îngrozitoare. Caravane, deci căruțe după căruțe, care cărau morții.
Și nu vă imaginați că erau câte un mort în fiecare căruță. Erau puși ca niște saci acolo. Reiau citatul. Apoi, un secol mai târziu a venit o altă mare ciumă. Din nou, lumea greco-romană tremura, în timp ce din toate părțile, familia, prietenii și vecinii au murit îngrozitor. Nimeni nu știa cum să-i trateze pe cei afectați. Majoritatea oamenilor nici nu a încercat. În timpul primei ciume, celebrul medic clasic Galen a fugit de la Roma către moșia sa de la țară, unde a rămas până când pericolul s-a potolit. Dar pentru cei care nu au putut fugi, răspunsul tipic a fost să încerce să evite orice contact cu cei afectați, deoarece s-a înțeles că boala este contagioasă. Aici s-a suprapus puțin citatul datorită transformării într-un alt sistem. Ideea este că atunci când a apărut primul lor simptom de boală, victimele erau pur și simplu aruncate pe străzi și tratate ca un gunoi. Așa spune citatul mai departe. Un alt citat, tot din cartea lui Rodney Stark, apropo, o puteți avea, să știți, și eu mi-am cumpărat-o, Triumful creștinătății, sau cum această mișcare a lui Iisus a devenit cea mai mare religie din lume. Într-o scrisoare pastorală, scrisă în timpul celei de-a doua epidemii, circa anul 251 după Domnul Hristos, episcopul sau prezbiterul Dionisie a descris evenimentele din Alexandria. E vorba de orașul din Egipt, da? Citez acest citat în citat. La prima apariție a bolii, ei, adică păgânii, cei care nu erau creștini, i-au împins, adică i-au aruncat pe suferinți și au fugit de cei mai dragi, aruncându-i pe drumuri înainte de a fi morți și tratând cadavrele neîngropate ca pe gunoi, sperând astfel să evite răspândirea și contagiunea bolii fatale. Dar orice au făcut, le-a fost greu să scape. Un alt citat. Creștinii au îndeplinit obligația de a îngriji bolnavii mai degrabă decât să-i părăsească și, prin urmare, au salvat un număr enorm de vieți. Este complet plauzibil că asistența medicală creștină ar fi redus mortalitatea cu până la două treimi. Faptul că cei mai mulți creștini afectați au supraviețuit nu a trecut neobservat, oferind o credibilitate imensă faptelor miraculoase, în ghilimele, miraculoase, creștine. Într-adevăr, minunile includeau adesea vecini și rude păgâne. Acest lucru trebuie să fi produs cu siguranță unele convertiri, în special dintre cei însănătoșiți. Mă opresc puțin pentru a remarca încă o dată impactul emoțional al acestor gesturi de caritate, de omenie pe care creștinii le-au făcut față de vecinilor păgâni. Poate că unii dintre ei îi batjocoriseră până atunci sau îi denunțaseră sau pur și simplu nu voiseră să aibă de-a face cu ei. Așadar, familia îi părăsise. I-au aruncat în stradă. Nu venea să le mai aducă nici măcar apă sau un dumicat de pâine, cum spunem noi români. Dar în schimb creștinii le aduceau și apă, și mâncare, și îi întrebau de vorbă. Adineaur am vrut să remarc acest aspect și mi-am uitat. M-am luat cu o altă idee. Înseamnă foarte mult pentru cineva care este pe pragul morții sau într-o situație răscolitoare să-l întrebe cineva de vorbă, ce mai faci? Cum îți mai este? Te simți mai bine? Mai vin și mâine pe la tine. O să-ți mai aduc și mâine apă, o să-ți mai aduc și mâncare, nu avem nici noi prea mult, dar o să vin pe la tine. Poate era vecinul sau vecina. Erau bărbați creștini sau femei creștini care se duceau și aveau grijă de oamenii aceștia. Și încerc să-mi imaginez, dacă aș fi fost în locul unuia dintre cei aruncați în stradă, care, să zicem că, i-aș fi disprețuit pe creștini înainte. Și aș fi crezut toate acele lucruri care se spuneau despre creștini. Că sunt imorali, că la adunările lor sunt orgii imorale. Da? E un pleonasm deja, orgie este un lucru imoral deja. Că erau canibali, că, în sfârșit, poate crezusem lucrurile acestea, să zicem. Și acum, să văd că
un creștin sau o creștină vine și mi-aduce apă, vine și îmi pune o compresă pe frunte și că acolo lângă mine se roagă Dumnezeului lui sau Dumnezeului ei să mă fac eu bine? Ce credeți că gândea un asemenea om, bărbat sau femeie? Pe mine m-ar fi șocat. De ce face asta? Mai ales dacă eu i-am făcut rău sau dacă eu l-am disprețuit sau pur și simplu nu l-am considerat om. De ce face asta? De aceea este, cum spune și autorul Rodney Stark, este complet plauzibil să credem că au fost multe convertiri dintre cei însănătoșiți. Mai departe. În timp ce creștinii îngrijeau pe păgâni, care erau în număr mult mai mare, este evident că nu i-ar fi putut îngriji pe cei mai mulți dintre ei. Dar toți sau aproape toți creștinii au fost îngrijiți. Prin urmare, creștinii ca grup s-ar fi bucurat de o rată de supraviețuire mult superioară și numai din aceste motive, procentul creștinilor din populație ar fi crescut substanțial ca urmare a ambelor plăgi. Adică, se pare că se recuperau mai repede după boală și dezvoltau o imunitate mai mare ca grup, s-a observat asta, decât restul populației și atitudinea lor se pare că a contat foarte mult. Iată ce spune următorul citat. O să încerc să ies puțin din prezentare ca să-l micșorez. Nu se poate. Vă rog, dacă mă puteți ajuta. Atât. Să se vadă tot citatul. Mulțumesc, este ok acum. Să revenim. În timpul epidemiilor, a fost doar o intensificare a ceea ce se întâmpla în fiecare zi printre creștini. Într-adevăr, impactul milostivirii creștine a fost atât de evident încât în secolul al IV-lea, când împăratul Iulian a încercat să restabilească păgânismul, de-aia a și rămas în istorie sub numele de Iulian Apostatul, așa l-au numit creștinii, el a îndemnat preoția păgână să concureze cu actele caritabile creștine. Fiți atenți că este foarte interesant amănuntul acesta. Într-o scrisoare adresată marelui preot din Galatia, deci preot păgân, Iulian a îndemnat la distribuirea cerealelor și a vinului către săraci, menționând că, citez, galileenii necredincioși, așa îi numeau pe creștini ei, da? Pe lângă ai lor îi susțin pe ai noștri, sau și pe ai noștri. Și este rușinos, întrucât săracii noștri ar trebui să dorească ajutorul nostru. Am încheiat citatul. Dar, fie a fost prea neînsemnat, fie nu a existat un răspuns la propunerile lui Iulian, deoarece nu au existat doctrine și practici tradiționale pe care preotul păgân să se bazeze. Mă opresc puțin ca să remarc acest fapt. Adică, în religiile păgâne, că era religia lui Mitra, că era a lui Zeus și altele, nu exista această învățătură să ai grijă de aproapele tău. Sau dacă fratele tău, cu sensul de vecin, de aproapele, cum era în iudaism sau în creștinism, dacă fratele tău duce lipsă lângă tine, să-i sari în ajutor. Nu exista. De aceea apelul împăratului Iulian a rămas fără răspuns, pentru că ei nu aveau în doctrina lor de bază așa ceva și nici în practică, pentru că elezne, dacă nu aveau nici învățătura, nu aveau nici practica. Și așa se explică faptul că atunci când cineva se îmbolnăvea în mod tragic, să zicem că era diagnosticat cu o boală severă, pur și simplu familia se distanța de el și zicea, asta este, ne pare rău, este o pedeapsă pe care ți-o dau zei, trebuie să ți-o porți. Omul era damnat, era blestemat și familia nu avea niciun sens să se implice în recuperarea lui, pentru că zicea, dacă așa au hotărât zeii, e soarta ta, nu putem schimba, ce au hotărât zeii, așa se întâmplă. În schimb, creștinii gândeau altfel. Iată, creștinii credeau în viața veșnică. Păgânii, cel mult, credeau într-o existență neatractivă în lumea subpământeană. Astfel, pentru ca Galen, medicul,
să fi rămas la Roma pentru a-i trata pe cei afectați în timpul primei mari ciume, ar fi fost nevoie de mult mai multă vitejie decât aveau nevoie diaconii și prezbiterii creștini pentru a face acest lucru. Și încheie citatul, credința a contat. Observați? Credința a contat atunci. În credința iudaică și în credința creștină care izvoră din cea iudaică, omul nu doar că nu era disprețuit așa cum credeau în mod greșit păgânii despre creștini și despre iudei, omul avea valoare pentru că era făcut și este făcut după chipul lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii s-au îmbolnăvit în timpul celor două plăgi, păgânii au arătat în mod categoric că pentru ei viața nu conta și i-au aruncat în stradă pe cei mai dragi. Dar creștinii, în schimb, au arătat că viața era un bun, un dar de la Dumnezeu. Și i-au îngrijit nu doar pe ei lor, ci și pe ceilalți, cât au putut ei, cu toate resursele pe care le aveau. Ceea ce a schimbat fața lumii, a schimbat mentalitatea oamenilor. Și oamenii au zis, cei care s-au vindecat, dacă tu m-ai îngrijit pe mine, dacă ți-a păsat de viața mea, probabil că credința ta e mai bună decât a mea. Vreau să-mi spui mai mult. Te rog să-mi spui mai mult despre Dumnezeul tău. Ceea ce a fost foarte ușor pentru creștini să facă. Aveți în imagine trei filozofi. Începând din partea stângă a ecranului, îl aveți pe Porfirius, în centru îl puteți vedea pe Celsus și în dreapta pe Fronton sau Fronto. Sunt câțiva dintre filozofii păgâni care înaintea acestor plăgi și chiar în timpul lor țineau conferințe în fața unor mulțimi de oameni și chiar împărați și guvernatori asistau cuvântări, speech-urile lor, în care nu de puține ori îi batjocoreau pe creștini, alcătuiau satire la adresa lor, adică mici poezioare batjocoritoare, poezii caricaturale, da, în versuri, despre creștini, ca să-i batjocorească pe ei și credința lor și pe ei și pe Dumnezeul lor răstignit, așa ziceau. Dar știți ce a fost interesant? Asta îmi place mult, pentru că e un fel de palma istoriei pe care au simțit-o acești filozofi, și anume, în timpul acestor pandemii, oamenii, și mă refer la păgâni acum, la cei care credeau în zeitățile păgâne, au început să pună întrebări. De ce ne trimit zeii asemenea nenorociri? Cu ce am greșit, cu ce am păcătuit și ce am putea să facem să îi îmbunăm pe zei? Pentru că la urma urmei religiile păgâne la atât se rezumau. Să nu-i supărăm pe zei, să le aducem ofrande, să ne purtăm bine, că dacă îi supărăm, e vai de noi. Ne trimit plăgi, ne trimit rugină în grâu sau piatră, adică grindină, da? Și vom suferi de foame. Așa că trebuie să ne purtăm frumos cu zeii, să le aducem noi. Zeii erau cumva dependenți de ofrandele sau de jertfele pe care le aduceau oamenii. Și atunci oamenii puneau întrebări. Cu ce am greșit? De ce ne trimit zeii? Și acești filozofi spuneau, pentru că am permis existența creștinilor între noi. Bun. De aici au plecat unele persecuții zonale. Ulterior s-a ajuns la persecuție sistematică pe vremea lui Deciu, între 249-251 după Domnul Hristos. 3 ani în care sistematic oamenii au fost vânați, căutați, chemați în fața unei comisii de magistrați să facă dovada că sunt fideli statului și religiei statului, religiei oficiale. Și atunci, când răspunsurile acestor filozofi nu i-au mai mulțumit pe oameni, pentru că oamenii vedeau, bun, i-am dat la lei, la fiare, pe creștini, i-am persecutat, i-am omorât, le-am confiscat averile sau i-am fugărit, i-am gonit din granițele orașelor noastre, i-am pus pe drumuri. Deci am reparat lucrurile. De ce nu se termină? De ce încă ne îmbolnăvim? De ce încă zeii sunt mâniați pe noi? Și acești profeți, falși profeți, filozofi erau de fapt, nu mai aveau răspuns. Oamenii mureau cu milioanele.
Imaginați-vă, încercați să vedeți în imaginația dumneavoastră acele caravane de căruțe care cărau morții în gropi comune și astupau. Oameni care se infectau, oameni care erau înspăimântați pur și simplu că nu cumva îngerul morții să vină și pe la el, să lovească și să ajungă, știau ce așteaptă. Da? Pentru că vedeau ce se întâmpla cu ceilalți. Dar, curios lucru, creștinii au avut un răspuns sau niște explicații mai coerente decât ale filozofilor creștini. Creștinii le-au explicat oamenilor, vecinilor lor, celor care sufereau. Nu de la Dumnezeu vine răul. Nu Dumnezeu ne trimite asemenea rele. Aceste nenorociri sunt din cauza păcatelor noastre, pentru că nu credem în Dumnezeu sau pentru că noi facem greșeli. Da? Și le explicau. Și le prezentau o perspectivă cu totul și cu totul diferită asupra lucrurilor. Și se pare că oamenii, și ceea ce vă spun acum, adăugând cuvintele se pare, nu sunt de la mine, sunt din documentele pe care le-am cercetat și din cartea lui Rodney Stark, se pare că oamenii au început să-i creadă mai degrabă pe creștini și explicațiile lor decât pe filozofii lor și pe marii preoți care nu făceau nimic pentru ei. Adică marii preoți nici nu învățau să aibă grijă unii de alții, ci pur și simplu le spunea, omule, te-ai îmbolnăvit, asta este soarta, așa a decis zeii, roagă-te la zei că vei muri. În schimb, creștinii veneau lângă ei și spuneau, nu, s-ar putea ca Dumnezeu să se îndure de tine, să nu mori. Dacă e în planul său să mori, atunci poate ar fi bine să te predai lui chiar acum. Și unii oameni care ajungeau să creadă, ca tâlharul de pe cruce spuneau, da, eu cred în Dumnezeul tău, că văd că El te învață să-mi faci mie bine. Și se converteau. Alții se recuperau, pur și simplu. Rugăciunile creștinilor erau ascultate, se pare, așa constatau oamenii, păgânii din jurul lor, și faptul că ei supraviețuiau ca grup mai mult decât ei, raportat la procentul populației, bineînțeles, i-a pus pe gânduri. De ce ei se recuperează mai repede decât noi? Dezvoltau o imunitate mai mare și mai rapidă decât a mediei populației. Și atunci au devenit foarte credibili, sar peste niște informații, pentru a merge la sursa binefacerii creștine. Pentru ceea ce urmează să spun, v-am spus toată această istorie în această după-amiază. De ce făceau creștinii ceea ce făceau? Sper că aveți răspunsul. Dacă nu-l aveți, îl puteți citi pe ecran. În Biblia lor și în a noastră, că avem aceeași Biblie acum, scria despre Domnul Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc. Se vede? Ce scrie? Făcea bine. Făcea bine și vindeca. Și asta făceau și creștinii. Dacă Domnul și Învățătorul nostru a făcut așa, și noi trebuie să facem la fel. Și ei mergeau. Cei care aveau credința și darul respectiv puneau mâinile asupra bolnavilor, se rugau și pe unii Dumnezeu îi asculta și bolnavul se însănătoșa. Alții, poate, considerând că nu aveau darul respectiv, duceau și ei apă, duceau și alimente, ștergeau fruntea, da? Duceau o vorbă bună, se rugau lângă cel bolnav, pe stradă, vă dați seama, pe caldarâm, pe piatra aia cubică prin care romanii își construiau viile lor, Via Apia, via înseamnă stradă, Via Apia, Via Aurelia, Via Sararia, sau cum se mai chemeau ele. Mai departe. Scrie în Galateni că una dintre roadele Duhului Sfânt este binefacerea, da? Este una dintre roadele Duhului Sfânt. Tot în Galateni, Apostolul Pavel scria creștinilor să nu obosiți în facerea binelui. De asemenea, scria, și asta este foarte frumos textul acesta, așadar, cât avem prilej să facem bine, cui? La toți, dar mai ales fraților în credință. Ei bine, îmi place foarte mult aceste două cuvinte, la toți. E adevărat că prioritatea este cel din familie, cel din biserică, pentru că zicea într-o altă epistolă Apostolul Pavel, dacă cineva nu îngrijește de cei din casa lui, a căzut de la credință. Da?
Și casa care era? Propria familie și propria biserică. Da? Adică ne-am apucat noi acum să facem binefacere în timp ce alții suferă aici la noi în biserică sau în propria familie. Nu merge. E pe dos. Dar apostolul învăța, și nu era singurul care făcea asta, să facem bine la toți, la toți oamenii. Și mai ales fraților în credință. În a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, repeta acest apel. Să nu osteniți în facerea binelui. Și ultimul text. Evrei 13:16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Aici era secretul, zic, între ghilimele. Nu era niciun secret. Creștinii aveau această valoare, printre altele, de a avea grijă de cei suferinți, de cei de lângă ei. Lipsea cuiva ceva, ei săreau un ajutor. Era cineva bolnav, ei se rugau, se duceau și lungeau cu un de lemn. Adică făceau ungerea, da? Și îmi pare rău că astăzi s-a ajuns ca în bisericile creștine, majoritatea bisericilor creștine, ungerea se facă doar atunci când omul e clar că se îndreaptă spre moarte. Da? E vorba de ungerea cu un de lemn. Dar atunci, dacă cineva se îmbolnăvea și cerea ajutorul, prezbiterii se duceau la el, îl ungeau cu un de lemn, e vorba de a-și muia degetul într-un vas cu un de lemn și ai pune pe frunte în timp ce se rostea o rugăciune specială. Da? Întrebare, la sfârșit. Am vorbit despre plaga Antonina, despre plaga lui Ciprian, despre cum s-au comportat creștinii în timpul acelor plăgi, despre cum s-a schimbat fața lumii într-o singură generație și cum elementul care a schimbat fața lumii a fost mila și compătimirea pe care au avut-o creștinii față de toți oamenii. Iar întrebarea pentru noi este, această pandemie în care încă suntem, ce a reprezentat, să vorbesc la timpul trecut sau la prezent? Ce a reprezentat sau ce reprezintă pentru noi? O amenințare sau o oportunitate? Nu vă întreb teoretic. Vă întreb la modul practic. Și vorbesc la persoana întâi plural. Ce am făcut noi creștinii adventiști de ziua șaptea în timpul pandemiei? Observați că vorbesc la persoana întâi plural. Nu mă detașez. Mi-o asum această întrebare. Iată ce a făcut, probabil că aș zice un om. Eu sper să fi fost creștin. Nu-l cunosc. Dar am luat citatul de pe pagina lui de socializare, de pe o rețea de socializare, unde scrie așa. Anul trecut a făcut anunțul acesta. Dacă vă aflați în zona, și-a dat el numele cartierului și orașului, și trebuie să stați în carantină din cauza expunerii sau a problemelor de sănătate, sunt disponibil să vă fac cumpărăturile. Vă rog să transmiteți această ofertă prietenilor dumneavoastră care au peste 65 de ani sau care au o stare de sănătate precar. Ce ziceți despre acest anunț? L-a postat și l-au văzut mulți. A fost și este o atitudine bună sau nu? Este un exemplu de credință sau nu? Eu zic că este în primul rând un exemplu de omenie. Repet, nici nu știu dacă omul a fost sau este creștin. Dar anunțul pe care l-a postat a devenit emblematic, aș zice, și pilduitor și pentru alții, care au sunat sau au făcut astfel de anunțuri și cunosc oameni și mulțumesc Dumnezeu, am făcut și eu, nu de foarte multe ori, dar am făcut asta anul trecut, s-au dus, au sunat la asemenea persoane care, vă amintiți, aveau voie să iasă doar 2 ore pe zi din casă. Și le-au spus, tanti cu tare, poate de pe scara blocului sau, știu eu, din zonă, vă fac eu cumpărăturile, mă duc eu. Și au venit cu sacoșile, le-au pus pe preșul de la intrare, de lângă ușă, s-au depărtat până la lift, da, la câțiva metri, a ieșit doamna sau domnul, s-a uitat, a luat bonul fiscal, a pus banii pe preș, a luat geanta în casă,
Și așa au decurs lucrurile. Eu zic că așa fac oamenii, în primul rând, nu doar creștinii. Asta este o menie, în primul rând. Nu trebuie să fii creștin ca să faci așa ceva. Dar cu atât mai mult dacă suntem creștini. Mi se pare mie, sau greșesc, vă rog să mă corectați dacă greșesc, mi se pare că într-un anumit sens sau aici, colo, noi ne-am autoizolat. Ne-a fost frică, nu-i așa? Am ascultat îndemnurile și nu că e rău că le-am ascultat. Stați în casă! Stai acasă! Ne spuneau și prin cântec și prin toate căile de comunicare. Să stăm în casă. Bun, am stat în casă și... S-a schimbat societatea? Au știut oamenii că există o biserică adventistă în Pitești? Sau 17 biserici adventiste în București? Sau 1100 de biserici adventiste în toată România? Știți ce am făcut? Nu zic că a fost rău. Am ieșit pe internet cu mesaje, ba pe YouTube, ba pe Facebook, ba, eu știu, pe fel și fel de rețele. Și am postat predici. Dar oamenii n-au nevoie de predici, să știți. Și materialele vizuale pe care le-am postat și eu, și dumneavoastră, și toți, au făcut vizualizări, da? Câte? Ia, ziceți o cifră. Frații de la tehnic, care a fost, eu știu, cel mai urmărit videoclip postat de Biserica Adventistă din Pitești? Câte vizualizări a făcut? 300? Da, bun. Hai să zicem că ar fi fost 300 de mii. Da? Care ar fi fost impactul? Îmi dați voi să vă spun? Acum nu putem spune, dar pentru moment, e un mare zero. Informația contează. Oamenii au nevoie să știe în cine credem și de ce credem. Nu putem să dăm la o parte informația. E bine că le-am spus oamenilor ce credem noi adventiștii. Dar știți de ce aveau nevoie oamenii? Să vadă ce facem noi adventiștii în timpul pandemiei. Și asta mi se pare mie, Dumnezeu să ne ierte, că am cam scăpat ocazia. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Și spuneți, frate, nu ai dreptate. Noi aici la Pitești am făcut așa și am făcut așa. Bineînțeles că eu apreciez modestia și pe oamenii care se conduc după principiul să nu știe stânga ce face dreapta. Respect și apreciez asta. Dar ca biserică sau comunitate din locul acesta, cum suntem percepuți? Sunt întrebări retorice, nu aștept un răspuns de la dumneavoastră. Eu mă știu pe mine și știu ceea ce am făcut noi ca biserică din România. Cred că sunt unele ocazii care ne-au scăpat. De aceea, ar fi bine să fi învățat o lecție. Dacă Dumnezeu ne va mai trece prin așa ceva, El știe cum, când și dacă. Ar trebui să nu mai percepem o asemenea situație ca pe o amenințare. Și spunând asta, nu mă refer la faptul de a nu mai asculta de autorități. Da? Nu la asta mă refer. Ci la a face eforturi dezinteresate să-i ajutăm pe oameni în nevoile lor. Așa cum au făcut înaintașii noștri, frații și surorile din creștini din secolul al doilea, al treilea, care, ați văzut, nu mai reau acum ideile, au avut grijă de toți. Iar efectul a fost că într-o singură generație fața lumii s-a schimbat. Creștinii au devenit dominanți și restul este istorie. Am totuși îndrăzneala să spun, și cu aceasta am încheiat, iertați-mă că am închis, poate că trebuie să-l las așa, am îndrăzneala să spun că dacă Dumnezeu va mai îngădui să întâmple așa ceva, va fi tot pentru a ne da nouă și celor care se consideră creștini în lumea aceasta ocazia să arătăm ce credință avem. Și să arătăm într-un mod practic, nu doar predicând în fața camerelor de luat vederi. Puteți să fiți sau să nu fiți de acord cu mine. Dar cred că Dumnezeu va încheia istoria tot într-un fel asemănător, trecând lumea aceasta printr-o situație în care să vadă ce vor face atunci creștinii. Și cred că marea strigare
va avea foarte mult de a face nu doar cu predicarea adevărului, ci cu trăirea lui. Pentru că aduceți-vă aminte ce scrie în profeție. Cum va fi lumea atunci? Haos. În lumea aceasta va fi haos. Și singurii care vor mai avea picioarele pe stâncă, adică vor fi siguri de ce se întâmplă, vor ști de ce se întâmplă așa ceva, vor fi cei credincioși. Iar certitudinea lor, siguranța lor, atitudinea lor în fața vieții sau în fața morții, vor fi cele care vor câștiga pe oameni. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune, să învățăm lecțiile pe care poate nu le-am învățat nici în trecut, nici în perioada recentă. Știe Dumnezeu când le vom putea învăța. Amin. Cum fac? Îl mai las deschis? Nu. În numele Domnului Iisus încheiem serviciul divin cu imnul 222. Tu ești Doamne. Ceresc, venim înaintea ta în meritele Domnului Hristos să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi până în prezent. Să-ți mulțumim pentru că în acest sabat am avut multe lecții de învățat și ajută-ne ca tot ceea ce am auzit să punem și în practică. Ajută-ne să nu ne oprim din facerea binelui, să le fim de ajutor semenilor noștri și să arătăm milă față de cei în nevoie. Îți mulțumim pentru că vei fi cu noi pe mai departe și în săptămâna care urmează și ne vei ajuta să fim exemple acolo unde Tu ne trimiți. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin.